Bine v-am găsit, stimați telespectatori, așa cum chiar Marius Tuca a spus în seara asta, eu de pe data de 15 l-am spus că plec în concediu, i-am explicat că nu plec în concediu, deoarece plec la muncă și anume la acea muncă, pe lângă faptul că voi filma, voi nota și voi nota în mod inutil și voi filma semi-inutil, voi munci pentru că voi înregistra în fiecare seară pastila. Numai că altele sunt condițiile din străinătate și așa cum am spus și am spus și lui Marius Tucă, trebuie să am condiții transportabile. Și în seara aceasta, de asta nu mai e așa decorul ăla, sunt tot acasă, dar am pus ceea ce voi lua cu mine, lumini portabile, o cameră video care se atașează la laptop, nu a laptopului, vă spun, camera video a laptopului este foarte slabă, am o Logitech care se pune aici sus și apoi se conectează la cameră, la laptop, un laptop LG 16, un laptop LG care are o noutate, deci este 16 inci, este un kil și ceva. Sunt laptopuri care la 14 inci are un kilogram și jumătate, este foarte ușor. Și sigur un microfon care ne-a chinuit o grămadă eu cu Adrian prin Anydesk, să-l potrivesc, că unul pe care l-am pus se auzea numai într-o cască, acum se aude și stereo. Bun, deci este un experiment, asta nu înseamnă că nu e o pastilă ca lumea. Știi, numărul 1 a zilei, este, uitați că și râd pentru că nu credeam că voi trăi o asemenea aberație post-decembristă, este decizia Guvernului României de a-i ridica lui Ion Ilescu certificatul de revoluționar în Revoluție. Hai să vedem cum sună știrea și apoi să vă comentez. Guvernul cere în instanță retragerea titlului de revoluționar al lui Ion Iliescu. Solicitarea vine de la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva regimului comunist. Colega mea, Alexandra Dinu, ne spune care sunt argumentele care au stat la baza deciziei. Alexandra, te ascultăm. Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva regimului comunist a analizat felul în care Ion Iliescu a primit acest certificat. Reprezentanții instituției au constatat că fostul președinte a primit acest certificat pe nedrept după ce au analizat datele din CV-ul lui Ion Iliescu. Legea din România spune că nu pot obține certificat de luptător la Revoluție cei care între 1945 și 1989 au deținut o funcție de conducere în Partidul Comunist Român. Comisia a stabilit că Ion Iliescu a intrat în 1944 în Uniunea Tineretului Comunist, iar din 1953 a fost în cadrul Partidului Comunist Român. Din 1953 până în 1979 a avut mai multe funcții de conducere în partid. În aceste condiții, Secretariatul pentru Recunoașterea Meritelor Revoluționarilor a cerut ca certificatul să fie anulat. Solicitarea urmează să ajungă în instanță, iar judecătorii trebuie să se pronunțe dacă fostului președinte îi vor retrage certificatul de luptător pentru victoria Revoluției din 1989. Deci, stimați telespectatori, despre Revoluție, eu nu spun Revoluție, ați văzut că și la discuția cu Petre Roman am invitat, ei spun, hai, ne spun nici lovitura de stat, că, să zicem că Uniunea, în momentul decembrie 89. Am scris din 90, am scos și două volume, decembrie 1989, un tal mi-ești bine regizat, o carte care s-a vândut foarte bine. Deci, în consecință, sunt doctor în această răsturnare de regim. Despre faptul că Ion Iliescu a fost preferatul Moscovei și că se urmărea un soi de perestroica gorbaciovistă, că de fapt Ion Iliescu corespundea perfect viziunii lui Gorbaciov asupra socialismului, o viziune care a dus la prăbușirea socialismului, nu are niciun rost să mai
mă adaug și mă argumentez, avea doi tipi care se opuneau viziunii sale, Ceaușescu și memoriile adevăratele sale, memoriile lui Gorbaciov adevărate, că îl scotea din minți. Ceaușescu era și mai bătrân și îi scuipase mințe în cap, îl învăța. Și Castro. A, Castro, bandit cum era și cum el, cum era el extraordinar fermecător, nu știu. La, pe de-o parte, n-a avut curaj, nici n-avea cum să răstoarne pe Castro, că cum se ajungă, adică Gorbaciov se purta cu mânuși cu Castro, până la urmă lingușea, pentru că Castro era liderul lumii a treia, un erou în America Latină. Și am cartea în care n-a apărut, și nu cred că o să mai apară vreodată, că numai dacă mă apuc într-o zi, mă apuc enervare și dau drumul așa cum este, despre, prin Cuba lui Fidel Castro. Chiar am lucrat la un capitol despre relația între Gorbaciov și Castro. Deci numai acolo nu a pus, bine avea cum să pună, la noi a pus. Deci, dar, de trei ori. Ai luat certificatul de revoluționar lui Ion Iliescu, mi se pare o mare măgărie, o mizerie. Din simplu motiv, ori nu mai dăm nimănui certificat și spunem, a fost lovitură de stat și pusă la cale de Moscova și în consecință nu recunoaștem niciun certificat, păi cum adică l-ai dai la alții și dai lui Ion Iliescu, lasă-o dracule totuși. Am vrut să dau imaginea aia la ora 2 când vine la TVR, mă caut drepturi de autor și după asta mă scot după YouTube, dar știm toți imaginea totuși din de după, în primul că el a participat la răsturnarea lui Ceaușescu, mă rog, nomenclaturism. Bogdan Neacu mi-a trimis, a fost el la scormoni prin arhivie și a descoperit că e o lege făcută de Florin Roman, ăla care a dispărut. De la un moment dat te întreb liberalii ăștia, unde dracule și de-au gând. Că era o lege și la lege, pe legea asta au modificat-o și a zis că cei care au fost nomenclaturiști nu pot să fie revoluționari. Oameni buni, cum adică nu înțeleg, este ca și la Mareșalul Antonescu. Din faptul că a fost antisemit, nu exclude faptul că n-a fost un erou al luptei împotriva rușilor. Nu există. Adică, din faptul că Ion Iliescu a fost nomenclaturist, nu înseamnă că nu l-a răsturnat pe Ceaușescu. Noi dăm omului respectiv un certificat, nu pentru dosarul lui de cadre, ci pentru ce a făcut el. Și din punctul ăsta de vedere, l-a răsturnat pe Ceaușescu și apoi a coordonat alta. Am auzit tot felul de ăla că a confiscat revoluția. Aia să fie serioși, care revoluție? Nu a confiscat-o nimic. Adică era ideea asta, era prin anii 90 și acum mai sunt câteva ONG-uri din ăstea. Domnule, zice, de fapt, dacă poporul era lăsat, poporul a răsturnat pe Ceaușescu și Iliescu a confiscat revoluția, aia te scârță, hai să fim serioși. Ce poporul? Pe Ceaușescu l-au răsturnat rușii în acord cu occidentale și având vârf de lance Ion Iliescu. A, și ce? Și cine conducea România? Cine? Aia de la baricadă? Cum se zic? Hai să fim serioși. Nu. Deci, dacă am fi corecți. Acum recunoaște că l-au răsturnat rușii, de fapt l-au răsturnat Ion Iliescu ca om al rușilor. E revoluționar, l-a răsturnat. Care era nomenclaturist? Bun. A doua știre este cea cu un pod, podul de la Luțca. Deci ăștia au făcut un pod, nu știu, acolo pe la, unde mă, la Bacău, nu mai țin, o să vedem. Frumos, așa, și când l-a inaugurat la unul Arsene, de la, și Botoșan, a zis, bă, este Botoșan, o să vedem. Va dura 50 de ani, va dura mai mult decât un pod roman, n-a zis pod roman. E, iată ce s-a întâmplat.
Dramatice din Neamț, un pod peste Siret s-a făcut bucăți exact în momentul în care o dubă și un camion traversau. Mașinile au fost prinse sub dărâmături și un șofer a fost rănit. Culmea, podul fusese pretins reparat în timp record de o firmă abonată la contracte cu statul. Reporterii Observator au descoperit că stâlpii uriașei construcții au înăuntru polistiren și se rup cu mâna. Deocamdată mai mari județului nu-și explică ce s-a întâmplat, cred că e mai degrabă greșeală de proiectare decât de construcție. Deci, ce s-a întâmplat? Podul roman. Vă imaginați că dacă făceau așa romanii, podul ăsta de la podul roman, așa nu reușeau să meargă mai departe de centrul Romei, nu de Roma. Bun. Eu însă, incitat de această întâmplare cu podul care s-a dărâmat, vă ofer dumneavoastră un desen animat și celebru cântecel pentru copii. Podul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat. Urmează și o parte mai comun, mai optimistă. Vom face altul, nu știu, pe râu în jos, dar de ce pe râu în jos? Nu știu de ce pe râu, tot acolo, altul mai falnic și mai frumos. Ia să vedem. Bun, ați văzut. Deci, oricum, podul s-a dărâmat, din câte ați văzut, este greu de crezut că vom face altul pe râu în jos și mai fanlic și mai frumos. Am terminat. Bun. Războiul din Ucraina a dat naștere la tot felul de narațiuni. Ce înseamnă narațiuni? Adică o echipă de acolo a făcut pentru presa lumii povești. Povești este la Radio România Actualități, cred că pe la 10 și ceva emisiune, eu mai apuc, se numește Povești cu care crești. Și o actriță care e bună începe povestea și era odată un moș și era și o babă și la 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 și după vreo 5 minute și deodată el ridică paloșul și citiți mai dumneavoastră mai departe copiii urmarea. Așa și astea, povești cu care crești. Deci, și povești cu care crești. Și ultima poveste a fost cea în legătură, descoperită acum, cu un copil de 15 ani care veneau rușii. Vreau să cucerească Kievul, că știți, în narațiunea occidentală și a presiei noastre și a lui Șopron, CNN de la Antena 3 și a lui CNN,
Rușii au vrut să cucerească Kievul, n-au reușit și atunci a zis Putin, bă, dacă toți suntem pe acolo, hai să ne ducem în Donbass. Și în consecință ei au cucerit până acum 20% și rusificat din Donbass, urmează să mai cucerească un pic până ajung la linia aia și după asta ăla este numai al Ucrainei. Dar oricum a fost un mare eșec. Mare eșec pentru că ei de fapt trebuia să cucerească Kievul. Dacă nu l-au cucerit, sigur că au cucerit, vor cuceri, au cucerit 20%, care nu-l dau înapoi în veci. Și dacă folosesc arme nucleare, e clar că nu-l dau înapoi, indiferent cine ar veni și în locul lui Putin. Deci nu-l dau, dar, din câte ați observat, mare eșec a fost. Și teoria eșecului care este lansată de besencisme, de generalii treziți din pensie, generale, în rezervă, cei mai mulți are această Românie și sunt niște tipuri la pensie care vă... Și deodată sună coțofana de la Antena 3 sau de la Digi, la Digi Coțofan. Alo, sunteți cu tare general, trăiți domn general, da? Am vrea să faceți un comentariu pentru noi despre situația din Ucraina. Că l-a trezit din somn și dându-și, uitându-se totuși la Antena 3, că generalii se uită la Antena 3, că toți sunt pesediști, da, ăsta, ilieștiști și pesediști, și Dan Voiculeștiști, și bă, ce se uită și zice, bă, la ăștia trebuie să arăt că rușesc proști. Și vine generalul besencizme și vorbește la corpul, de toți sunt, au fost șef de comandanți NATO și spune, la forța pe care o au rușii, totul este un eșec. De ce zic eu un eșec? Păi un eșec că ei trebuia să cucerească Ucraina. Păi de unde știți că vă să cucerească Ucraina? Nu, rușii aveau un plan să cucerească Ucraina în câteva zile, să aveau, pregăteau și o defilare la Kiev, da? După ce cucereau Ucraina în câteva zile, cucereau România, Polonia, Letonia, Estonia și ajungeau și la Paris. Mă rog, confunda cu Hitler, dar nu contează. Bun, n-a făcut asta, eroi ucraineni, poporul ucrainean, ca un om, vorba lui Nicolae Ceaușescu, s-a ridicat, ele i-au, nu i-au lăsat, ba chiar i-au alungat de la Kiev și s-au dus și a zis, bă, hai să ne ducem în Donbass, să cucerim Donbass, măcar să ne, cumva să ne întoarcem acasă, ca cu sergentul 10, cum era, pe drumul de costișe, ce suie la vaslui. De ce la vaslui? Ah, așa era, era. Nu, trebuia să fie rima, venea un om cu jale zicând în gândul lui. Și poetul a zis, bă, ce dracu rimează cu gândul lui? Vaslui! Putea să fie și țugur lui. Da, mă rog. Așa, acum îmi pare drumul la întoarcere acasă și rana din piept și nu îl lăsa, mă rog, poveștile alea. Și Alexandru, cred că le-a scris, că le-a scris asemenea idioțenii despre războiul de independență. Și Coșbuc 1, corona de oțel, scriau, dădeau niște limbi lui Carol I. Ce, las că cultul personalității e vechi. Bun. Deci țineam de mult să povestesc că de câteva zile am tot amânat un copil de 15 ani dintr-un sat, că la ucraineni, sat, nu știu, veneau rușii. Și el s-a dus, era specialist în drone, a trimis o dronă, bum, 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 drona a văzut, era ucraineană, imediat trupele, s-a întors înapoi, a zis să trăiți, a zis copilului și copilul a dat drona ucrainenilor. Și ucrainenii a zis, gata, a văzut datele și i-a alungat pe ruși. O întrebare, nu de pentru general, eu nu sunt general. El mă, m-a zis tu că ce vede? Aha, mi-a trimis tu că... SUA nu are o traducere de pe New York Times. O imagine care la strategii de război a Ucrainei, spun serviciile de informații. Vai de mine ce descoperire, băi, băia de la New York Times. Păi eu am spus asta din februarie, era clar că nu au nicio strategie, că ei au luat acțiunea în Ucraina exact cum au făcut ei în Irak. Și a zis, bă, dacă, deci noi, cum au făcut ei în Irak,
în Serbia, în Irak și în Afganistan. Și care a fost scopul acțiunii noastre, americane? Să-l răsturnăm. Să-l răsturnăm pe... Deci ăsta urmează. Adică i-a zis, bă, nu se poate, dacă noi am vrut să-l răsturnăm pe Saddam Hussein, să cucerim toată țara, nu se poate ca rușii să nu vrea să răstoarne pe Zelenski. Uite că n-a vrut. Bun, acum descoperi și că, nu știu, da, eu uite, din ce vedem ce a zis aici tu, că mi-a spus despre asta, el are un site, Mișcarea de Rezistență, și aici face traducere. Hai să vedem. New York Times. În ciuda fluxului acestor știri către public, da, agențiile de informații americane au mai puține informații decât și-ar dori despre operațiunile Ucrainei și au o imagine mult mai bună a armatei Rusiei. Operațiunile OPA, planificate și a succesului și eșecurilor sale, de zice că știu mult mai multe despre armata Rusiei, așa, decât despre armata Ucrainei, ceea ce așa este, da? Și nu-i dau seama ce vor ruși. Bă, ce descoperire. Bun. Întrebare de om, nu se zice major, că locotenent, cred că locotenent, sau sublocotenent, nu știu cum. Oricum am terminat, nu mă țin minte, pot fi avansate aia. Nu cum a avansat Gabriel Oprea pe toți la grad de colonel. Nu știu, cred că în timpul comunismului, nu știu, bănesc că la un moment dat m-au avansat. Nu știu, mi-a făcut probabil, eram sub locotenent, m-a făcut locotenent. Bun. Întrebarea este, dacă avem o armată ucraineană care se lupta cu armata rusă, armata ucraineană finanțată de americani, sprijinită, armament, de ce nu au trimis ucrainenii o dronă? Adică de ce trebuie să trimită un copil o dronă? Adică un copil de 15 ani a trimis o dronă ca să ce? Ca să afle informații, da? Păi armata ucraineană nu putea să trimită ea o dronă. Înseamnă că cei din armata ucraineană niște tâmpiți. Adică vine un copil. Nu știu, deci gândiți-vă că, nu știu, vin rușii, vor să atace Gădejdeal. O pregătesc. Vin dinspre Putin, să zic că vin dinspre Est, da? Și te duc spre Vest ca să ajungă în Germania, da? Și armata română, împreună cu armata germană, ce vreți, cu linii și apără Gădejdealul să nu cucerească rușii. Că nețe că n-au cucerit în primul război mondial, au venit pe partea alta spre Vest. O să vă povestesc foarte. Bun. Și normal este ca comandanții să spună, bă, ia uitați-vă voi cu un binoclu sau nu știu ce, trimiteți voi o dronă să vedeți ce fac rușii. Adică trec Putin, nu trec Putin. Dar el lor nu le trăznește prin cap. Că de-aia au făcut școală militară, dar vine un copil de pe Îngăgești de altă pe acolo, așa, că sunt mulți isteți, că de-aia sunt de pe ulița mea, și zic, hai, va că trimite o dronă. Și le dă lor și îi zice, bă, cum dracu de nu ne-am gândit noi. Bun. Însă eu cred că României îi lipsește, nu numai, ați văzut că la ucraineni copilul de 15 ani ține locul, cum este, ăla de cercetare în adâncime, că e o chestie specializată de cercetare. O bătrânică a otrăvit, era partizană, era un fel de Zoia Cosmă de Mescă, Dumnezeu să ierte, totuși aici era murit. Și otrăvea rușii, nu mai știm nimic. Știrea a dat-o tantea aia, Davidova, care a fost dat afară. Acum, fiind dat afară pentru exagerări, sunt sigur că o gospodină a dat cu un borcan de castraveți murați într-o dronă. Deci, bă, aici este un popor. Nu mai spun, fata aia, o fată de 15, au boala cu 15 ani, era ucraineană. O fată de 15 ani cu genunchii ciuruiți, nu știu în ce împrejurări, s-a urcat la volan și a condus nu știu câți zeci de kilometri. Păi, eu nu pot să, uneori am probleme și să conduc fără genunchii ciuruiți. Da, păi, ucraineană. După asta, mai țineți minte, soldatul ăla care a avut un glonț în inimă, a mers nu știu câți kilometri, s-a dus la spital, a zis, scoateți înglontele din inimă, ei l-au scos fără operații, fără anestezie, așa. Și care el, ia glontele ele, a fost tras de către
l-au luat prizonier rușii, dar în loc să-l ducă în lagăr, cum așa se întâmplă, l-au interogat și pe frate și după aceea le-a zis, bă, uite-vă, urcați-vă în mașină, vedem o mașină, plecați. Și când au vrut să plece, rușii au împușcat în inimă. Și atunci el a coborât din... Nu, oricum a mers kilometri. Bun. În acest ieri, dacă nu mă înșel, a avut loc un incident extraordinar care a cuprins mai multe țări membre NATO. Un tip din Lituania, sau un tip care era la manșă și mai era ăsta, a luat un motor din ăsta, din un avion, nu mare, mic, că nu mă pricep, și a aterizat într-o țară membră NATO, a plecat dintr-o țară membră NATO, a aterizat într-o țară membră în Ungaria și când au venit ăia să-i prindă, au coborât niște tip cu caniste de cherosen și au alimentat avionul, au plecat. Au ajuns deasupra României, vorba lui Vasile Dâncu, lebădă albastră, nu s-a putut comunica cu păla de la manetă. Nimic, nici în sol, nici prin an. Și atunci au ridicat niște efuri care au produs o mare senzație, nu știu, în Oltenia pe undeva. Tot poporul român s-a uitat, poporul de acolo, în loc să muncească, s-a uitat la eforturile alea. Ia să vedem imagine. Au ce forge-i de-aia? Da, scălută cu bomba. E F-16, frate. E F-16, dar de luptă. Ăla s-a auzit așa. Ia uite, uite ce fumegă, uite după el, uite, băgă, ia să bă, le scortează, fii atent. Da? Îl escortează pe ăsta, dacă eu spun. Nu, no, nu, da. Uite altul. A, nu mă, nu, ăștia se ducă, da. Da. Ăla are altă cheie. F-16 zânană. Uite armata de altă. Vedeți, vedeți, ați văzut mai. Băi, ce se făcea poporul român dacă în România nu erau tupenatul? Și ne zburau. Bun. Normal este că dacă vezi și mai multe proceduri, când el nu răspunde, zici, bă, nu răspunde, nu știu, o fi murit, dar greu de presupus că de avion. Nu, i s-a stricat toată aparatura, atunci urci niște avioane care fac semn, blim, blim, blim. Și dacă ești la manete, vezi trei avioane, patru avioane care fac, dar chiar dacă nu le vezi, bă, stai puțin, ceva e în neregulă. Deci presupune că tu nu ai... Tu când conduci, ești normal, nu ești drogat, dar când conduci avionul, da? și ca aviator, deodată vezi, pac, cinci avioane sau F-uri care îți fac așa, pac, 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 au niște semne. Ai învățat la școala de pilotaj că îți fac semne, nu știu, să cobori, să iei legătură. A ajuns în Bulgaria și în Bulgaria a aterizat undeva și când s-au dus bulgarii să-l prindă, era numai avionul acoperit cu prelată. Mă uit de treabă, zic, băi, stai puțin, nu pot să las avionul meu așa să-l ploaie, cu prelat, nici acum nu l-am găsit. E un film de Hollywood, ceva e în regulă, după ce vă mai trece vreme și nu vom afla nimic, o să lansez o presupunere. Dar eu spun următorul lucru. Păi, băi, dacă erau ucraineni, dacă era băiatul ăla cu drona, trimiteau o dronă, bunica aia, gospodina, ieșea de la balcon și nu se uita că aia, uite, și dădea cu borcanul, pac, în avion. Îl făcea pulbere, da? Asta e ghinion. Cred că a fost o operațiune, deci este imposibil ca un om să aterizeze undeva și să ia să nu găsească. A fost o operațiune. S-ar putea să fie și o operațiune de testare de la NATO. A zis, băiat de mă, ce fac ăștia dacă vine un avion? Și părerea mea că a fost o lebădă neagră. Bun. Regina Angliei și-a sărbătorit, nu știu ce, un jubileu. Nu mai țin minte câți ani. Ea este eternă. La arenele române a avut loc, nu știu, cred că ambasada Angliei, nu știu. Au făcut o sărbătorire a jubileului și acolo a fost un domn numit Ciucă. Nicolae Ciucă, general în rezervă și el. În timp ce alții spală nepoțe la fund, se uită pe nepoțele, așa în limitele regulamentului militar, el este premier. Bun.
Și Ciucă a ținut un discurs. În discursul ăsta, destul de scurt, el a vorbit despre războiul din Ucraina. Ia să vedem. Domnilor și domnilor, situația de securitate din regiunea Mării Negre, grav afectată de agresiunea militară, ilegală și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei, demonstrează importanța cooperării în apărarea valorilor noastre comune ca societăți libere și democratice. Contribuția britanică la consolidarea flancului estic al NATO dovedește angajamentul ferm față de securitatea Europei pentru protejarea și apărarea valorilor aliate și pentru descurajarea oricăror forme de agresiune. România va continua să pledeze pentru o abordare unitară și integrată față de provocările cu care se confruntă economiile noastre și, în special, securitatea noastră. Solidaritatea... Oameni buni, deci avem o sărbătoare, jubile origine. Bă, eu, lasă că nu citeam, dar făceam un text cu regina, cu frumoasă, că regina, făceam o chestie frumoasă, că regina care ieși într-un serial. Păi ăștia care fac teste sunt idioți? Deci era vorba de jubileu. Deci imaginează-ți când fac jubileu, fac la mine, nu știu să zici niciodată, nu știu, vor sărbători eu la, nu știu, 90 de ani. Doamne, nu cred că o să ajung. Ca șora. Și vine și vorbește, nu o să spună, și eu amintiri cu Ion Cristoi, și Ion Cristoi, băi, simpatic, eu spune, bă, și războiul din Ucraina. Doamne, dar făceam un text, mă, despre regină, despre monarhie, dar despre regină. Regină, că este, am înțeles că e și într-un serial, nu m-am uitat la el, nu știu, că ne era ea tânără și că este bătrân eternă și că e o doamnă, și face o chestie și că e un simbol și că ce rău că nu avem. Nu, războiul din Ucraina. Bun, mulțumesc, mâine seară.